Începem cu un DAC 265 fabricat în 1996. Vehiculul de teren a fost realizat de un grup de studenți împreună cu sprijinul Roman. Aceștia au dezvoltat un vehicul ușor de teren numit DAC 265. Acesta dispunea de tracțiune integrală și un motor de Dacia pe benzină de 65 de cai putere. Faptul că vira cu toate cele patru roți făcea din acest vehicul unul destul de special pentru România la acea vreme, dar care din păcate a rămas doar un prototip. Aro 12 este un automobil produs în urma unei colaborări dintre Dacia și Aro. În urma acestei colaborări au rezultat 14 exemplare. Modelul este compus dintr-o caroserie Dacia 1300 Break și șasiul împreună cu partea mecanică de proveniență Aro. Prima persoană care a avut privilegiul de a testa această mașină a fost Nicolae Ceaușescu. Având tracțiune integrală și o gardă la sol semnificativ mărită față de o Dacia Break, a ajuns ușor la inimile fostului președinte, însă cea care nu a fost de acord cu producerea în serie a modelului a fost Elena Ceaușescu, motivul fiind necunoscut. La scurt timp după refuzul acesteia, uzina Aro a primit o solicitare de a fabrica încă 10 modele destinate miniștrilor. Și de această dată Elena Ceaușescu s-a opus, așa că au fost retrase din circulație și folosite în cadrul uzinei Aro. UTB TIH445 este un tractor multifuncțional fabricat de renumitul brand din Brașov, echipat cu tracțiune 4x2 și un motor diesel de 3 cilindri ce dezvoltă 45 de cai putere. Deși se putea integra foarte bine în fermele românilor, acesta nu a fost un model de succes al celor de la UTB, majoritatea celor produse fiind destinate exportului. În momentul de față, foarte puține modele sunt într-o stare bună de funcționare în România sau alte țări. Restul sunt abandonate. Pe internet nu am găsit imagini cu modele restaurate, probabil nici nu există. All-Seat Cabrio este un model decapotabil al renumitului brand auto All-Seat. S-au construit doar 3 exemplare, după spusele celor care au lucrat în uzină, și asta din cauza problemelor legate de structura mașinii. Surse neoficiale spun că s-au fabricat într-unul dintre anii 1984 și 1987. Din păcate, din acele 3 modele făcute la comanda lui Ceaușescu, nu mai există niciunul original. Probabil ai văzut pe străzi câteva All-Seat-uri modificate în ateliere private, încât să semene cu un cabrio, creații ce întorc toate privirile când sunt scoase din garaje. Sunt curios să aflu și părerea ta. Ți-ar plăcea să deții un All-Seat Cabrio? UTB A1800 este cel mai mare și puternic tractor făcut în renumitele uzine din Brașov, începând cu anul 1979. A fost echipat cu un motor în 6 cilindri de 10.350 cm3 ce dezvoltă 180 de cai putere și o viteză de deplasare de numai 10 km pe oră. Designul a fost copiat după modelul Raba Steiger, produs în Ungaria, care la rândul lui a fost copiat de la compania americană Steiger. Fiind atât de puternic, fermierii îl foloseau pentru muncile grele. Avea puterea necesară de a folosi utilaje mari, precum și pluguri de 6-7 brazde, poate și mai multe pe soluri mai ușoare. Ar fi putut ajunge un model de succes, la fel ca Universal 650, dacă nu ar fi avut probleme la cutiile de viteză care se defectau ușor. UTB-uri A1800 sunt folosite și astăzi de fermierii români la muncile câmpului, dar din păcate niciun exemplar nu este restaurat. Rockar 122 UD este un troleibuz biarticulat, rămas din păcate un prototip. Rockar nu a produs niciodată în serie vehicule biarticulate din cauza motoarelor de putere mică ce nu se descurcau în pante cu tot cu pasageri. Riscurile de distrugere a ambreiajului și cutiei de viteze erau foarte mari pentru pantele din București. Un mic succes l-au avut troleibuzele datorită motorului electric standard ce se descurcă mai bine față de cel diesel. Dar asta nu a convins Rockar să producă mai multe troleibuze biarticulate. Unul dintre motive fiind și iarna care aducea probleme mari deplasării pe zăpadă.
Până și troleibuzele articulate rămâneau înzăpezite chiar dacă erau semnificativ mai ușoare decât un troleibuz biarticulat. Un alt motiv pentru care acest troleibuz nu a ajuns pe piață cu mai multe exemplare vine din partea articulațiilor care erau destul de zgomotoase și greu de suportat de pasageri care nu se simțeau niciodată în siguranță. Aro 10 Super Rally reprezintă încă un model destinat motorsportului românesc, uitat din păcate după renumitul faliment de la Câmpul Lung Muscel. Lipsa fondurilor a făcut ca unul dintre cele mai reușite modele de la Aro să nu poată lua startul alături de alte modele din Occident. Chiar și așa, la nivel național, lucrurile stăteau mai bine. În 2002, frații Cătălin și Iulian Nicolaescu deveneau campioni naționali la grupa H și un an mai târziu locul 2 în aceeași grupă. Falimentul uzinei de la Câmpul Lung Muscel a însemnat și sfârșitul proiectului Aro 10 Super Rally. Un exemplar încă mai există și se află în perfectă stare de funcționare, de aici și pozele afișate pe ecran. UTB Universal CGA, cositoare, greblă, autopropulsată. Este un vehicul destinat cositului și greblatului de fân, chiar și pe pante de până la 30 de grade. Utilajul este compus dintr-un șasiu pe care sunt montate pe lateral o cositoare cu cuțit dublu și o greblă cu bandă și gheare. Motorul este în două pistoane și ajunge până la 32 de cai putere. Are tracțiune 4x4 și virează cu toate cele 4 roți. Pe grupurile de Facebook am observat că încă mai există câteva exemplare în zilele noastre, dar proprietarii le păstrează drept amintire, foarte puțin din ei doresc să le și vândă. Aro 16 sau Allseed 4x4 este tot o colaborare a celor de la Aro, dar de data asta cu Allseed. Mai exact, acest model a fost un experiment făcut într-un singur exemplar la uzina Aro pe vremea comuniștilor de inginer Marian Bădiță, experiment oprit tot de Elena Ceaușescu. Toate astea chiar dacă mașina a făcut în timpul testelor 40.000 de kilometri și ar fi îndeplinit toate cerințele să intre în producție de serie. Trebuia să fie distrusă, dar pe ultima sută de metri, cel care a proiectat acest vehicul a cumpărat-o pentru a o folosi drept autoturism personal. A folosit-o până în urmă cu câțiva ani, dar din cauza vârstei nu s-a mai putut bucura de ea, așa că mașina produsă într-un singur exemplar se află acum într-o stare estetică și tehnică destul de bună și este expusă în cadrul Muzeului Automobilului Românesc din Câmpul Lung Muscel. Ultimul de pe listă este și cel mai mare dintre toate vehiculele prezentate. DAC 120DE are o capacitate de transport 120 de tone și s-a vrut a fi cel mai mare camion folosit pentru exploatări miniere. A fost construit între anii 1988 și 1990 la întreprinderea de autocamioane Brașov, copiat după modelul american Lectra Hall. Greutatea camionului gol era de 90 de tone, lungimea de 10 metri, bena de 35 metri cubi, diametrul roților de 3,2 metri, iar înălțimea de 5,4 metri, aproximativ 2 etaje. Modelul era propulsat de două motoare electrice, care la rândul lor erau alimentate de un generator diesel, ce dezvolta o putere totală de 1040 de cai putere. Cu un plin de combustibil, putea fi muncit și o săptămână întreagă fără oprire, asta pentru că avea un rezervor cu o capacitate de 3200 de litri. Viteza maximă a camionului era de 70 km pe oră gol și 55 de km pe oră plin. 300.000 de dolari era costul unui astfel de camion, deși pare mult, era de 3 ori mai ieftin decât modelele similare de la alte branduri. S-au produs doar 16 exemplare, 5 dintre ele vândute în Australia și restul de 11 au rămas în România, folosite în diverse exploatări miniere. În zilele noastre îi mai vezi utilitatea unui astfel de camion cu dimensiuni atât de mari? Înainte să încheie acest videoclip, sunt sigur că ai o poveste cu unul dintre aceste vehicule prezentate sau cel puțin mai multe informații pe care vreau să le împărtășești și cu noi în secțiunea de comentarii, iar în caz că nu știai, am pe canal un episod similar în care am prezentat 12 modele necunoscute de la Dacia. Îl ai pe ecran, dar și în descriere, ne vedem acolo!